Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Ziua Live. Sunt Carol Vlad, iar alături de mine se află primarul Comunei Florești, domnul Bogdan Pivariu. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă regăsesc în studio la dumneavoastră. Domnule primar, cum se circulă acum în vacanță, dacă putem spune că este vacanță, între Florești și Cluj-Napoca, respectiv între Cluj-Napoca și, și Florești? Mult mai bine se simte, evident, faptul că presiunea pe trafic este diminuată datorită vacanței. Avem și Vinerea Verde, se simte fiecare mașină scoasă din trafic, o resimțim în timpii petrecuți în trafic. Cum funcționează Vinerea Verde? Funcționează. Peste 10% în fiecare vineri mașini scoase din trafic, cu peste 10-15% mai mulți călători în mijloace de transport în comun. Sigur, acum nu știu dacă vom putea avea o cifră exactă, având în vedere că este și vacanță și mâine și sărbătoare, zi liberă, deci probabil că cifrele nu vor arăta cu exactitate gradul de umplere sau de diminuare a traficului cu mașina personală. Discutam la ultima intervenție de lucrările care au loc în zona Tera și aici vreau să vă întreb în ce stadiu sunt și când este termenul de finalizare. Lucrările la zona Tera, v-am spus, este un proiect mult mai amplu acolo, care prevede și o crearea unei noi străzi, modernizarea și pe strada Taylor cu apariția unui trotuar. Sigur, după cum ați putut observa, cred că la ultima noastră intervenție ne ocupam de dezăpezire. Au început lucrările și am fost topați, cred că, de două ori din cauza căderii zăpezii, ultima dată chiar o cădere abundentă. Din fericire pentru noi am reluat lucrările de 3 zile, cred că, de la începutul săptămânii acesteia. Și chiar ieri am avut câteva turnări de asfalt pe trotuarul care iese din drumitul Tăuțan până în strada Avrameancu, în DN1. Se lucrează și acum la acea sistematizare acolo, la intrarea din DN1 în drumitul Tăuțan, cum de asemenea e aproape finalizată și punctual acea intrare în lângă cartierul Tera, care sigur la un moment dat va continua cu un sens unic și va apărea un trotuar, dar acest trotuar va apărea doar după deschiderea străzii Dumitru Mocan 2, după ce este o alternativă, și atunci vom avea și un sens unic, pentru că odată cu apariția trotuarului nu este suficient loc ca să avem două sensuri de mers cu mașina pe acea parte, și atunci avem soluția pregătită cu un sens unic, cu legătura în strada nou deschisă, și strada nou deschisă va fi funcțională atât pentru circulația auto în ambele sensuri, cât și pentru cea pietonală, la fel în ambele sensuri, cu trotuare pe ambele părți. Ce ar însemna acest lucru pentru Florești din punct de vedere al traficului, a tot ceea ce înseamnă? Fiecare lucrare de infrastructură, să știți că mai adaugă ceva în ceea ce înseamnă îmbunătățirea traficului. De asemenea, vă pot spune că la ieșire pe Dumitru Tăuțan, la ieșire în intersecție, prioritizăm autobuzul printr-o bandă dedicată de autobuz, deci autobuzul va ajunge mult mai repede în zona DN1, la intersecția cu DN1, Dumitru Tăuțan cu intersecție, pentru că acum lucrăm la banda dedicată pentru autobuz, tocmai pentru a-i prioritiza acestuia ieșirea în drumul național. Cum de asemenea lucrăm la o soluție de semaforizare, pentru că acolo este o intersecție întortocheată în care avem nu o intersecție centrată pe Dumitru Tăuțan, este o intersecție care permite stânga cu 10 metri mai înspre Cluj-Napoca, și atunci avem o discuție cu cei de la Universitatea Tehnică, cu cei care au făcut și studiul de trafic și cu cei care au lucrat la acest proiect
generic numit Terra, și cu cei de la DRDP pentru a găsi soluții optice. În momentul de față am discutat cu câțiva ofertanți care se ocupă de semaforizări și acea va fi, aceea, în acea zonă va fi o intersecție dirijată, tocmai noi în acest moment pentru a prioritiza mijlocul de transport în comun avem polițiști locali care dirigează circulația dimineața acolo tocmai pentru a fluidiza ieșirea din cartierul Terra. Odată cu terminarea acestor lucrări și semaforizare, atunci nu va mai fi nevoie. În cât timp considerați că, haideți, dacă putem spune, mijloacele de transport în comun vor fi folosite înspre Cluj, procentual mai mult decât mașinile personale? N-aș putea să vă spun, ne concentrăm foarte tare pe terminarea cât mai multor lucrări de infrastructură care să permită favorizarea mijlocului de transport în comun, cum vedeți că și municipiul Cluj-Napoca de ceva ani încoace are această preocupare. După cum bine știți, în scurt timp vor începe lucrările la centura metropolitană, lucrări care vor debuta cu acel tronson din zona Spitalului Regional de Urgență până la intrare în municipiul Cluj-Napoca, în cartierul Mănăștor, unde va apărea o bandă dedicată de autobuz, care evident va favoriza autobuzul, mijlocul de transport în comun, și va reduce semnificativ timpul acesteia, și piste de biciclete pe ambele sensuri, deci... Bine, pe lângă pistele de biciclete, categoric, am văzut, este și pe eroilor, este pistă de bicicletă dedicată. Sunt și 92 de kilometri de pistă de biciclete care sunt propuși să fie gata până la finalul acestui an în județul Cluj. Vorbim de proiectul Velo Apuseni, proiect finanțat integral prin PNRR. Va fi o legătură prin piste de biciclete între județele Cluj, Bihor și Alba. Un contract care a fost semnat în 23 martie. Va intra și Floreștiul în acest pachet, dar vreau să vă întreb și, era la un moment dat o discuție cu amenajarea Marilor Someșului și promenadă, respectiv pistele de biciclete de merg și înspre zona Pahida, Juc, Bonțida. Sigur, acolo, în ceea ce privește malul Someșului și aceste piste de biciclete, avem mult mai multe proiecte. Discutăm de acea promenadă la Someș, unde lucrăm deja pe studiul de fezabilitate, acolo unde putem, în zona în care ne permite să facem expropieri pentru a reuși să creăm o zonă verde cu pista de biciclete și zonă de plimbări cu mulți arbori. În amonte de baraj lucrăm cu mai multe ministere pentru a pune în concordanță legislația pentru a putea investi pe un obiectiv care aparține unei alte entități. A și ieșit o ordonanță în acest sens, doar că nu vizează și hidroelectrica. Se lucrează în aceste zile la această ordonanță pentru a putea avea și de la hidroelectrica acest acord sau această posibilitate de a investi acolo. Iar în ceea ce privește ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră de pista de biciclete, mă rog, acel proiect care prevede și piste de biciclete, că nu sunt doar piste de biciclete. Velo Apuseni. Nu, vorbim de culoarul Velo care se face în asociere cu Gilău, Florești, municipiul Cluj-Napoca și Pahida. Acela este un proiect, așa cum am spus, făcut în asociere, care prevede cel puțin în comuna Florești o pistă de biciclete care vine pe celălalt mal al Someșului, cu o panoramă extraordinar de frumoasă. Noi am propus și zone pe care să le expropiem și unde să dăm voie celor care merg cu bicicleta pe acest traseu să aibă un loc de odihnă într-o zonă de belvedere, o zonă foarte frumoasă. Va fi un proiect extraordinar de frumos, care va fi ajutat și de centura metropolitană, care suplinește, sau mă rog, ajută să depășim obstacolul numit Muzeul Apelor, acolo unde este o zonă severă de restricție și unde nu este permisă intrarea sub nicio formă pentru piste de biciclete sau niciun fel de altă construcție. Ați avut o ședință de lucru privind proiectul Spitalului Regional de Urgență la sala de Consiliu a Primăriei.
O parte, au fost invitați o parte din actorii implicați în această etapă a proiectului. Ce ați discutat, în ce stadiu sunt și când vom vedea că vor începe acolo lucrările? Acolo a fost o discuție cu reprezentanții proiectantului și cu reprezentanții Ministerului Sănătății pentru Spitalul General de Urgență, pentru a pune în concordanță toate autoritățile, în principal avizatorii, pentru a grăbi și pentru a ne pune, pentru a pune pe toată lumea de acord în cum trebuie să arate un anumit proiect ca el să poată fi avizat de instituțiile abilitate, cele care avizează. Chiar în dimineața aceasta am discutat cu reprezentanții ai Ministerului Sănătății care îmi spuneau că din punctul lor de vedere trebuie doar trimis acest proiect la verificat și probabil cândva după sărbători va ajunge documentația fizică la noi pentru a putea emite autorizația, iar de acolo își va parcurge traseul normal și licitație pentru amenajări, după care licitația propriu-zisă pentru execuția Spitalului Regional de Urgență, care va fi edificat în Comuna Fărăștia. Domnule primar, săptămâna trecută ați fost prezent la UBB Cluj-Napoca. Ați susținut o prelegere în fața studenților reuniți de la trei specializări, relații internaționale, diplomație în afaceri și administrație europeană și titlul prelegerii a fost Transformarea Floreștiului de la suburbie la comunitate prosperă și vibrantă. Încă Floreștiul mai are, să spunem, acea denumire de dormitor al Clujului, al municipiului Cluj-Napoca. Da, așa cum le spuneam și celor, în primul rând vreau să spun că m-am bucurat foarte mult pentru invitația făcută de către doamna profesor Anca Stângaciu. Studenții erau nerăbdători, am avut o întâlnire foarte dinamică în care n-a fost doar un monolog, am făcut chiar un dialog, au fost foarte interesați de ceea ce se întâmplă în administrațiile publice locale și le-am spus, le-am împărtășit din experiența mea, le-am dezvăluit planurile noastre ca și administrație locală și le-am spus că acest stigmat de dormitor al Clujului, așa cum spunea și dumneavoastră, nu este de natură de a fi schimbat de pe o zi pe alta, ci el trebuie ușor, ușor, prin măsurile și politicile publice pe care le implementăm, ușor, ușor să dispară, cum se întâmplă, pentru că deja începem să avem din ce în ce mai multe locuri de muncă în Florești, începem să avem din ce în ce mai multe servicii publice în Florești, ne concentrăm pe zona de servicii, pentru că am văzut în diferite studii că este ceea ce lipsește comunității noastre floreștene, zona de servicii, zona de servicii publice, chiar creșe, grădinițe, școli și în toate aceste domenii avem proiecte, unele dintre ele finanțate, altele dintre ele în curs de finanțare, pentru unele găsim surse de finanțare, pentru altele le căutăm. În diverse stadii de maturitate aceste proiecte, toate, că vorbim de creșe, că vorbim de grădinițe, că vorbim de școală, toate sunt în diverse stadii și pentru toate căutăm surse de finanțare, pentru unele avem de la bugetul local, ne concentrăm pe crearea de noi parcuri, cum de asemenea o să mai edificăm parcuri în proximitatea locuințelor, cum sigur o să avem și un parc pentru animale de companie, cum vom edifica, o să semnăm probabil imediat după sărbători contractul pentru cel mai mare parc care va fi edificat vreodată în Florești. Deci ne concentrăm pe această zonă de servicii, zonă de diversitate culturală, cu evenimente culturale, sportive, care să fie diversificate, să aibă o recurență, tocmai pentru a da posibilitatea locuitorilor Comunei Florești să aleagă să petreacă timp de calitate la ei acasă. Și încet, încet o luăm pe acest drum, deja am luat-o, suntem pe drumul bun de a scăpa de acest stigmat pe care sigur nu îl dorește nimeni, pentru că vrem să fim o comunitate vibrantă, prosperă și să ne dezvoltăm sustenabil.
Chiar aici, că ați spus fiecare, ați spus cuvântul acasă și în prelegerea care ați avut-o, ați spus că de la satul dormitor al municipiului Cluj-Napoca, Floreștiul, trebuie să ajungă la locul unde fiecare dintre noi se simte acasă. În cât timp credeți că se va reuși acest lucru, în care, haideți să spunem, undeva cred că la vreo 70-80% din floreșteni lucrează în municipiu, în zona... Acum, în ceea ce privește locurile de muncă din zona metropolitană, zona metropolitană este strâns legată din punct de vedere social, economic, este strâns legată, bine închegată, trebuie să simtă fiecare că aparține unei comunități, iar identitatea comunității este dată de elementele stabile, culturale, în jurul cărora se poate face acest lucru, și aici mă refer la școli, la entități sociologice, la entități educative, chiar muzeul poate, este de natură și parcuri, de a face. Pentru că aici a fost una din discuții, erau foarte mulți care veneau în Cluj-Napoca, în parc. Parcuri unde trebuie să se întâmplă și lucruri, adică nu este de ajuns să fie doar un parc, trebuie să se întâmple ceva pentru a ne găsi propria identitate. Eu vă spuneam că anul trecut, dacă bine mi-aduc aminte, au fost edificate și modernizate 12 noi parcuri. Aici mă refer și la cele pe care le-am refăcut, le-am revitalizat, ca să zic așa, le-am dat culoare, le-am dat viață, plus cele noi făcute. Nu ne oprim aici, încă avem pe rol încă câteva părculețe pentru a fi edificate, plus acel parc mare de care discutam, de peste 4 hectare, aproximativ 4 hectare 200, și avem în plan și extinderea parcului existent cu o zonă care va fi o zonă de real interes, sper eu. Suntem în discuții cu mai mulți arhitecți, proiectanți, care fiecare dintre ei își aduce aportul cu idei pentru a putea ulterior întocmi un cai de sarcini, să avem un parc care să aibă acel ceva care va fi gustat de către toată lumea și care va face o ședere plăcută în parc pentru toate vârstele. Ați avut în cadrul programului Școala Altfel o vizită a elevilor de la Liceul Nicolae Bolcescu la Primăria Florești. Cum vi s-au părut elevii? Extraordinar. Nu mă așteptam să știe atât de multe copilași de clasa a 5-a, să știe atât de multe de internetul, de administrația locală, de necesități. Să știți că am făcut și un exercițiu cu ei în care i-am lăsat să spună, sau mă rog, i-am rugat să-mi spună ce ar face ei dacă ar fi în locul meu, în locul nostru, administrație locală, și să știți că spre surprinderea mea, lucrurile copiilor, și foarte îmbucurător, mergeau spre această zonă de green, respectiv parcuri, locuri de joacă, lucruri care, să știți că le cere și comunitatea, deci copiii chiar la această vârstă simt necesitățile sau nevoile și foarte îmbucurător simt direcția în care Europa merge, respectiv în această zonă de gri, această zonă de sustenabilitate a terei și de nerisipire a resurselor pământului. Deci toți merg în zona de parcuri. Spre surprinderea mea, a fost nu doar parcuri, într-o zonă de gri, de plantat, de panouri fotovoltaice, energie. Deci, vă spun, extraordinar ceea ce au putut acești copilași să perceapă din tot ceea ce înseamnă administrație, și nevoile lor se pliază pe ceea ce Europa propune în momentul de față. Referitor la ziua de luni, am văzut că în Parcul Poligon veți avea un eveniment împreună Primăria Florești, alături de Magic Puppets. Vă invită la evenimentul Bucuria de Paști Florești, un eveniment care va avea loc în intervalul orar 15-18. Și aici este, din ce îmi dau seama,
strict pentru adresat copiilor, pentru că este vânătoarea de ouă de Paște, peste 400 de ouă cu surprize. Spectacol de magie. Da, este pentru copii, vine iepurașul, copiii trebuie să se bucure de, sper eu, și timp bun și de această sărbătoare. Începe, așa cum ați spus, de la ora 15 până aproximativ ora 18 și vor fi mai multe evenimente, vor fi ateliere de asemenea în diverse locuri, în parc la noi și de asemenea vom avea acel spectacol de magie așteptat și foarte, foarte savurat de către cei mici și se va încheia cu acea vânătoare de ouă cu surprize pentru fiecare din copilașii care vor găsi ouăle ascunse de iepuraș. Să sperăm că ne ajută și vremea. Da. Din ce arăta prognoza meteo, vor fi câteva zile ploioase. Sper să ține vremea cu noi, mai ales cu cei mici. Domnule primar, ce veți face de sărbătorile pascale? Sunt familiei de mâine... Și pitica este liberă și toată lumea se adună în jurul căsuței și probabil că vom petrece, de fapt sigur, vom petrece sărbătorile acasă, împreună cu părinții, cu familia mea. Vom fi acasă împreună, timp liber de calitate, sperăm să ne bucurăm și de vreme bună. Vă mulțumesc mult de prezența în emisiune, vă doresc sărbători fericite. Vă mulțumesc și eu și vreau să vă urez sărbători fericite atât dumneavoastră cât și cetățenilor Floreștiului, cât tuturor celor care ne ascultă și ne urmăresc și să ne revedem cu bine, sănătos și încă o dată reiterez ideea că îmi doresc foarte mult să avem cu toții timp bun pentru a ne bucura de aceste sărbători. Mulțumesc încă o dată, sărbători fericite și Doamne ajută!